Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Despre salata de bœuf de Paște am vrea să discutăm, adică despre această evoluție șocantă a societății în direcții în care nu ne așteptam. Practic se schimbă clima și trendurile de căutare și gusturile culinare și trendurile de căutare pe Google înaintea Paștelui. Adică cele mai populare, am văzut cele mai populare căutări legate de Paște în ultima săptămână au fost așa: când se vopsesc ouăle de Paște? Da. Punctul meu de vedere, se vopsesc când ai timp. Cum adică când se vopsesc? Este un moment special al zilei? Adică se vopsesc la miezul nopții cu busuioc sub pernă? Sau cum adică? Probabil oamenii se gândesc dacă e vreo datină să le vopsești într-o zi anume, să-ți meargă bine, să... Păi dacă nu știi... Să fie bune când faci bătăi de-alea cu cine câștigă... Când începe școala după Paște? Corect. Practic după Paște. De 5. Adică e liber și marți. Da, de ce se taie miel de Paște? Este o întrebare cu profunde semnificații. De ce se taie miel de Paște? Săracii de ei. Antreuri de Paște. Da. Semnificația mielului de Paște, urări de Paște, asta îmi place cel mai mult, ca să pot să copiez textul. Sunt oamenii, zice, băi, nu știu ce să mai urez. Dar ce pot să scriu eu de Paște? Asta e. Și, atenție, salată bœuf Paște. Și aici, stop, salata bœuf Paște, n-ar trebui să fie salata bœuf Revelion? Cum dar adică nu, asta salată? E ceva total aiure. Bœuf Paște. Anapoda. Da, anapoda. Și dacă mai pui și mazăre în ea, deci, asta e nedumerirea. De ce salată bœuf de Paște? Teoretic, oamenii făceau salată bœuf în vechime, dar să ne spuneți, dacă voi aveți la masa de duminică salată bœuf, spuneți-ne, 0372069599 sau mesaj 0728312, dacă aveți salată bœuf la masa de duminică și de ce. Da, și cum vă confruntați cu tradiționaliștii? Când vin tradiționaliștii în vizită de Paște și descoperă salata bœuf, ce fac ei? Da, ce fac ei și ce faceți voi? La ce, cum s-a ajuns la salata bœuf de Paște? Asta am vrea să știm. 0372069599, dacă există. Și dacă ca nu... să lărgim puțin discuția, puteți să ne spuneți și ce e nelipsit la masa voastră de Paște, la capitolul aperitive, în afară de tradiționalele miel, cozonac. Dacă e ceva ce aveți voi. Uite, de exemplu, la mine tata face salată de icre. E o tradiție de Paște. Avem salată de icre de știucă. Eu nu înțeleg de ce se acceptă salata de icre și nu se acceptă salata de bœuf. Băi, pentru că salata bœuf presupune murături. E salată de bœuf sau salată bœuf? Poți să-i spui cum vrei. Salata bœuf presupune. Secretul unei salate bœuf de calitate e murătura. Murătura. Și? Teoretic nu mai e murături la data asta din an. E plină magazine de murături. Păi nu, o gospodină adevărată nici nu vrea să audă de așa ceva. Ea face numai cu murăturile puse de ea. În butoiul ei de la etajul 6. Pe care nu balcon, mai ai, teoretic. Și pe care după aceea la data aruncă asta zeama pe balcon afară. Să sperăm că nu. Când se termină toată treaba. Dar asta e ideea, știi? Iar asta cu salata bœuf de Paște e ca și cum de 1 mai în mod obișnuit, dacă n-ar fi odată cu Paștere, cum e anul ăsta, am încondea ouă, adică... Aha. Dar sarmalele sunt forever, adică sarmalele pot fi mâncate oricând, nu? Nu e adevărat, e același principiu, că varză murată nu mai ai mai departe de februarie, să zic. Să pune foi de viță alea. Ai altceva. Cezarina, bună dimineața! Bună dimineața, Europa FM. Bună dimineața! Sunt dependentă de voi. Mulțumim de foarte mult! Venim la subiectul de azi. Te rog! Salata de bœuf se face de obicei numai de Revelion. Așa, asta zic și eu, dar de Paște mănânci salată bœuf? Și sarmale nu se fac acum. Mielul se taie, vezi, Vechiul Testament, așa. Asta pentru cei care trăiesc numai cu telefonul în mână. Așa. Mărăciuri, da, se pot să pun ca slaveciuri. Mazăre mai rar, pentru că vara face aciditate. Mazăre. Asta este situația. Iar ouăle, într-adevăr, e o datină. Tot creștin ortodox să se vopsesc în joia mare. Am înțeles. E o datină. Păi și pentru aciditate luăm dicarbocal. Habar, n-am, eu nu trăiesc cu telefonul în mână. Cred că dacă ar cade acum vreo antenă de asta sau ceva, ăștia n-ar știe cum îi cheamă cu buletinul în mână. Mulțumim, Cezarina, e foarte, foarte simpatică. Bună. Mulțumim că ne asculți. Petronela, bună dimineața. Bună dimineața. Bonjour. Da, la mine se face salată bœuf. Așa. De Crăciun, de Revelion și de Paște. Așa. Da. Pentru că sunt cele trei sărbători cele mai mari. Da. Nu e o tradiție neapărat, eu sunt din Moldova. Nu e o tradiție neapărat moldovenească, dar la mine, în familia extinsă și familia mea, se face salată bœuf. Da, dumneavoastră puneți și mazăre în salata bœuf?
Puțină, da. De ce, domne, puneți mazăre în salata băf? Eu am o problemă cu mazărea în salata băf. Eu nu-i găsesc rostul. Că îi schimbă... Îi schimbă consistența, îi schimb... Adică... Mie nu mi se pare că îi schimbă. Adică am probleme și cu cartofii. Mazăre și cu mazăre, dar eu pun puțină. Așa cum... Da. Cât să... Ca un condiment. Da. Eu am probleme și cu cartoful. Și ce mai pun eu în salata băf? Ce? Măsline tăiate în două. Cu sâmburi sau fără? Fără. Da, uite, asta e o idee. Da, deci fiecare poate personaliza o mâncare după gustul lui. Corect. Mulțumim foarte mult. Nu putem să vă contrazicem aici. Deci asta e situația. Colegule, au venit și multe mesaje că joia se vopsesc cu ouăle, dar sunt și câteva cu vinerea, deci deja iarăși cu puțină confuzie în datina vopsitului, dar vezi, de-aia întreabă oamenii. Trebuie să respecti niște cutume, că altfel poți să vopsești greșit. Da, să se facă, domnule, un standard cu salata băf, să nu mai încălcăm legile. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.